Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Recent, au avut loc evoluții surprinzătoare în lumea revistelor. Celebrul actor Halil Ibrahim a lovit știrile ca o bombă cu o mărturisire șocantă pe care a făcut-o recent. Halil Ibrahim a făcut o declarație neașteptată despre sine și a spus: "Îl iubesc atât de mult." Zicală. Această mărturisire a stârnit un mare entuziasm și curiozitate în lumea revistelor. Această declarație a lui Halil Ibrahim a fost primită cu mare surprindere de adepții săi și de presa revistei. La cine se referă celebrul actor și adevăratele motive din spatele acestei afirmații au devenit un subiect de curiozitate. Această mărturisire sinceră a lui Halil Ibrahim pare să fi fost ceva de vorbit în lumea revistelor de multă vreme. Deși aceste tipuri de declarații despre viața emoțională a celebrului actor sunt de obicei primite cu mare interes și curiozitate, mărturisirea lui Halil Ibrahim nu face excepție. După această declarație neașteptată, a început o mare dezbatere pe rețelele de socializare și pe platformele de reviste. Halil Ibrahim: îl iubesc prea mult. Punct. Această declarație sinceră a lui a provocat un mare impact în rândul fanilor și în lumea revistelor. Cea mai mare curiozitate față de această declarație a lui Halil Ibrahim a fost despre cine era vorba și despre ce fel de relație a avut cu această persoană. Aceste detalii despre viața emoțională a celebrului actor se numără printre cele mai curioase subiecte din lumea revistelor. Această mărturisire sinceră a lui Halil Ibrahim și-a atins adepții și fanii și a inspirat mulți oameni. Această declarație a celebrului actor a fost consemnată ca un exemplu al momentelor sincere și emoționante întâlnite adesea în lumea revistelor. În timp ce aceste tipuri de mărturisiri sunt considerate parte a modului în care celebritățile fac declarații publice despre viața lor privată, această declarație a lui Halil Ibrahim a fost, de asemenea, discutată pe scară largă în lumea revistelor și se pare că va continua să facă acest lucru. Pascali.